În pasajul din 1 Corinteni 10 există un verset minunat, și anume versetul 13. În el se găsește o mângâiere extraordinară pentru fiecare dintre noi. El spune așa, Dumnezeu care este credincios nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea, ca să o puteți răbda. Oamenii spun adesea că trec prin încercări și întristări insuportabile. Această afirmație poate fi adevărată pentru copiii lui Adam, dar în mod cert nu poate fi adevărată pentru ucenicii lui Isus, fiindcă Dumnezeu supraveghează atent orice încercare și ispită care vine în viața lor. Satan, împreună cu cei care ne urăsc, ar vrea să ne tulbure în felurite moduri dar ei nu pot ajunge până la noi fără permisiunea lui Dumnezeu. Chiar și în Vechiul Testament, Satan și-a dat seama că Dumnezeu a pus un zid de protecție în jurul lui Iov, ca niciun rău să nu-l poată atinge. Satan i-a spus lui Dumnezeu, Nu l-ai ocrotit tu pe el, casa lui și tot ce este al lui? Ai binecuvântat lucrul mâinilor lui și turmele lui acoperă țara. Iov 1 cu pentru sfințirea lui Iov, însă, Dumnezeu a permis ca această protecție să fie diminuată, iar lui Satan i s-a permis să îl atace pe Iov. Cu toate acestea, măsura breșei în zidul de protecție a fost determinată de Dumnezeu. Zidul protector a fost deschis la început, într-o măsură foarte mică, vezi Iov capitolul 1, iar apoi, mai târziu, într-o măsură un pic mai mare, Iov capitolul 2. Sabeenii și caldeenii care au prădat averea lui Iov au putut intra numai prin breșa făcută de Dumnezeu în acel zid protector. Și s-au aruncat niște sabeeni asupra lor, i-au luat și au trecut pe slujitori prin ascuțișul săbiei. Niște haldeeni, înșirați în trei cete, s-au aruncat asupra cămilelor, le-au luat și au trecut pe slujitori prin ascuțișul săbiei. Iov capitolul 1 cu 15 și 17 tot prin aceeași breșă a intrat și furtuna care a dărâmat casa peste copiii lui Iov. Totuși, breșa nu a fost destul de largă pentru ca boala să poată pătrunde și să atace trupul lui Iov. Însă, mai târziu, când Dumnezeu a deschis un pic mai mult zidul protector, a putut pătrunde și boala care a început să-l chinuiască pe Iov. La început, Iov nu și-a dat seama că Dumnezeu ținea sub control tot ceea ce se întâmpla. El a înțeles aceasta mai târziu, pe la finalul povestirii, dar nu l-putem învinovăți, pentru că el nu avea scripturile așa cum le avem noi. Acum însă, noi avem cuvântul scris al lui Dumnezeu, pentru a-ni arăta pe acela care controlează breșa din zidul de protecție. Zidul de protecție este de fapt Dumnezeu însuși ca un zid de foc în jurul nostru. Eu însumi, zice Domnul, voi fi un zid de foc de jur-împrejurul lui, și voi fi Slava lui în mijlocul lui. Zaharia 2:5. Însă, după cum citim în Vechiul Testament despre slujitorul lui Elisei, ochii noștri sunt adesea orbiți și nu vedem zidul de foc care ne înconjoară. Elisei însă l-a văzut, și astfel nu i-a fost frică deloc slujitorul omului lui Dumnezeu Elisei, s-a sculat dis de dimineață și a ieșit. Și iată că o oaste înconjura cetatea cu cai și care. Și slujitorul a zis omului lui Dumnezeu, Ah, domnul meu, cum vom face? El a răspuns, Nu te teme, căci mai mulți sunt cei cu noi decât cei cu ei. Elisei s-a rugat și a zis, Doamne, deschide-i ochii să vadă. Și domnul a deschis ochii slujitorului care a văzut muntele plin de cai și de care de foc în prejurul lui Elisei. 2 împărați 6, de la 15 la 17. Slujitorul era înfricoșat pentru că nu putea vedea ceea ce vedea Elisei. Când însă Elisei s-a rugat pentru el, ochii lui au fost deschiși. Atunci s-a liniștit. Și noi avem nevoie de deschiderea ochilor. Dumnezeu știe să refacă zidul protector și știe și când să-l refacă. El controlează cu exactitate circumstanțele noastre, până în cele mai mici detalii, în funcție de capacitatea noastră duhovnicească și de înflăcărarea cu care luptăm pentru a dobândi cele mai înalte virtuți ale Lui. Când suntem imaturi și slabi din punct de vedere spiritual, Dumnezeu nu ne va lăsa să fim testați de vreo ispită grea, nici nu îl va lăsa pe satan să ne atace prea violent. În același timp, dacă Dumnezeu vede că nu suntem interesați de scopul lui pentru viața noastră, el va îngădui să ducem un trai bun pe acest pământ. Pierderea noastră va fi atunci în veșnicie. Dumnezeu i-a permis lui Iov să înfrunte asemenea suferințe intense, tocmai pentru că Iov era unul din slujitorii săi aleși. Dumnezeu nu le va permite în viața oricui, fiindcă sunt puțini aceia care au ajuns la acel grad de maturitate la care sunt în stare să poarte asemenea suferințe. În orice caz, sunt foarte puțini aceia care sunt interesați de o astfel de maturitate spirituală. Isus a fost trecut de Tatăl său prin toate ispitirile posibile, cărora ar trebui să le opunem rezistență vreodată. Așa a ajuns El desăvârșit. Evrei 4:15 căci nu avem un mare preot care să naibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Uitați-vă de asemenea la Evrei 5, versetele 7 la 9. El este acela care, în zilele vieții sale pământești, aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi către cel ce putea să-l izbăvească de la moarte și fiind ascultat, din pricina evlaviei lui, măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Și după ce a fost făcut desăvârșit, s-a făcut pentru toți cei ce-l ascultă urzitorul unei mântuiri veșnice. Astfel și-a desăvârșit Iisus educația ca om și a devenit perfect. Nici pentru noi nu este vreo altă cale spre desăvârșire. Faptul că Dumnezeu nu va permite vreodată să fim ispitiți sau încercați peste puterile noastre, este motivul pentru care putem fi siguri că putem trăi tot timpul în biruință. Dacă nu ne-ar fi fost dată garanția lui Dumnezeu în 1 Corinteni 10 cu 13, n-am fi putut avea o astfel de certitudine. Dumnezeu garantează că toate încercările și ispitele pe care le întâmpinăm pot fi biruite. Atunci, totuși, de ce cădem? Pentru că nu acceptăm calea de scăpare pe care ne-o oferă Dumnezeu în fiecare încercare și ispită. Care este acea cale de scăpare? Este să ne smerim propriile ființe, chiar până la moartea pe cruce, așa cum a făcut Isus s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Filipeni 2 8. Aceasta e calea îngustă spre viața din belșug, pe care puțini o găsesc. Mândria este atât de adânc înrădăcinată în firea pământească, încât puțini găsesc această glorioasă cale a umilinței. Cei mai mulți nici măcar nu ajung să înțeleagă ce înseamnă să-ți smerești propria ființă. Aceasta e într-adevăr un mister, dar Dumnezeu îl va descoperi tuturor celor care s-au predat lui fără rezerve din toată inima lor. Poate ne gândim că presiunile vieții sunt acelea care fac viața insuportabilă pentru noi. În realitate, mândria este cea care ne face viața dificilă, și părerile înalte pe care le avem despre noi înșine. Am meditat la aceste lucruri uneori când eram nevoit să călătoresc în vreun compartiment aglomerat al unui tren, fără locuri rezervate. Neavând un loc unde să stau, trebuia să mă așez pe podea, într-un colț, sau alte ori să stau în picioare. Deja în gara de pornire, compartimentul era tixit de oameni și de bagaje. Această situație s-a înrăutățit de-a lungul traseului, căci după fiecare stație erau mai mulți oameni și mai multe bagaje. Înghesuia la creștea în continuu, și atunci m-am gândit: dacă aș putea, în acest loc, să mă fac de mărimea unei furnici, n-ar mai fi presiunea aceasta mare peste mine. Îmi dădeam seama că presiunea era prea mare din cauza mărimii mele, ca fiind să omenească. Un om mai gras decât mine ar fi văzut probabil și mai stringentă problema dimensiunii lui în aceste condiții. Totul depinde de mărimea noastră. O furnică ar fi găsit compartimentul destul de spațios și nu s-ar fi plâns deloc de presiune exercitată asupra ei. Din punct de vedere spiritual, problema presiunii se rezolvă în același mod. Când presiunea crește din exterior, dacă pot să mă fac tot mai mic și mai mic în ochii mei, voi vedea că presiunea scade și treptat va dispărea. Dumnezeu dorește să ne reducă. El trebuie ca să ne reducă la nimic în ceea ce privește estimarea propriei noastre ființe, înainte de a-și putea împlini scopul lui cu noi. De exemplu, de ce ne simțim ofensați de alții? Oare nu din cauza că avem păreri deosebit de bune despre noi înșine și despre drepturile noastre? Simțim că oamenii nu ne acordă respectul pe care îl merităm sau că ei ne deposedează de drepturi. Ne simțim răniți când oamenii ne vorbesc de rău pe la spate. Ceea ce cauzează asemenea suferință este umflarea mândriei noastre. Să spargem acest balon al mândriei, și când vom ajunge cu adevărat dezumflați, vom constata că nu mai există nicio presiune. Acesta e secretul. Fie ca Dumnezeu să ne deschidă ochii să-l vedem. În timp ce oamenii din jurul nostru se plâng de o mulțime de lucruri, noi nu vom avea în niciun caz vreo plângere, pentru că am luat-o pe calea de scăpare, calea smeririi propriei noastre ființe.